Petrica. De cât timp sunteți aici? De 9 ani. De 9 ani. Da. Ați venit aici întâmplător sau? Nu întâmplător. Îl cunoșteam pe părintele Iustin Pârvu. Eram prieteni, îl vizitam săptămânal. Locuiam în Anglia. Am citit două cărți despre el. Și a doua zi am mers special să-l cunosc pe dumnealui. Și el mi-a spus așa: măi băiete, orice problemă ai, orice necaz ai în viața asta, să te duci să-i dai slavă lui Dumnezeu la icoana Făcătoare de Minuni pe Rarău. Și așa am făcut. Și acum 9 ani de zile, că am avut o bucurie, că am avut o supărare, nu mi-amintesc, am luat soția, copiii să mergem pe Rarău. Și era în luna lui octombrie. Nu era zăpadă jos, nu era zăpadă sus. A venit așa un val de zăpadă de puternic și până în intersecția cu Chiril Rarău, n-am putut să ne mai deplasăm. Zăpada a fost prea mare. Am venit aici, am văzut acest loc minunat și mi-a venit gândul: trebuie să cumpăr acest loc, să fiu mai aproape de, la 6 km de mănăstirea Rarău, unde este icoana Făcătoare de Minuni spre Chiril, și să cunosc pusnici de pe Rarău. Și zis și făcut, m-am luptat și am ajuns proprietar, am renovat și e o poveste frumoasă. E o poveste frumoasă pentru că aici e un loc sfânt, un loc minunat. Se vorbește foarte mult de faptul că acest munte este plin de pusnici. Fiind pusnici, e greu să-i vezi. Dumneavoastră, ați avut ocazia vreodată să întâlniți un pusnic în munți? Povestea pusnicilor este adevărată. Pentru că părintele Iustin Pârvu mi-a spus și trimitea aici în pusnicie sub ascultare și măicuțe și călugări. Și am început să citesc pe Google intram și pusnice de pe Rarău. Și vedeam una, vedeam alta și mi s-a spus să mai fiu atent, pentru că nu toți care se spun că sunt pusnici, sunt pusnici. Un pusnic curat, un pusnic care se roagă, niciodată nu va zice: eu sunt pusnic, veniți la mine. Fuge de lume, pentru că el este omul rugăciunii. Și nu are nevoie de alte lucruri care nu sunt în lista lui de priorități. Și mergând în muntele Athos, am vorbit cu câțiva părinți, din care erau și doi stareți, și mi-au spus așa: nu poți să ajungi tu la ei, pentru că, mi-a spus povestea pusnicilor, este foarte greu să-l găsești, pentru că ei nu se lasă găsiți. Dacă îi găsești, din greșeală, ei spun că sunt din întâmplare acolo, sunt rătăciți, cum se pot să ajungă să se salveze, găsesc și ei ceva. Și m-au dus la doi dintre ei. Când au venit părinții de muntele Athos, români, de la lacul, m-au dus la doi părinți de acolo, de aici, de pe Rarău, și am cunoscut, pe unul l-am cunoscut eu întâmplător. Doar atât. Dar din ce știu eu cum sunt, sunt din țări venite, sunt veniți din Ucraina, din Rusia, din ce știu eu, din Arizona, unde este din locul părintele Efrem, grecul, un părinte excepțional, a plecat la Domnul, cred că sunt 2-3 ani, care avea prorocea și tot cam ce a spus, totul s-a întâmplat. Ce v-a spus domnul Petric? A povestit filmul Războaielor, care de vreo 12 ani știu acest lucru cu războiul din Ucraina, și ce a spus așa este, văd că merg lucrurile, dar mi-e frică să le povestesc, să fie pe un canal public și să fiu eu factor de decizie, să influențez lumea. E mai bine așa. Spuneți-mi, vă rog, când v-ați întâlnit din întâmplare cu un pușnic în Rarău, că totuși s-a întâmplat acest lucru. Da. Povesteți-mi cum a fost. M-am întâlnit cu el și eu m-am informat cam cum sunt ei. Eram foarte bine pregătit și: Doamne ajută, Doamne ajută, ce faci pe aici, frate? El mi-a spus: uite, sunt rătăcit, sunt așa, cum pot să ies de aici? Și i-am zis: frate, tu ești
în pusnicie, ești la rugăciune aici. Nu este adevărat. Te rog frumos, pentru Hristos, spune-mi, pentru că eu vă caut pe voi, sunt proprietar în vârful arăului, la singura clădire de acolo. Te rog frumos, nu, nu și nu. Și eu am o pasiune pentru lectura duhovnicească. Fiecare om are o pasiune. Pasiunea mea sunt cărțile duhovnice și cunosc dogmatică, cunosc unele lucruri. Și am început să vorbesc despre Sfinții Părinți, despre, mi-amintesc, Paisia Gheoritu al Greciei, Porfirie al Greciei, Părintele Cleop al nostru, Paisie Olaru, Sfinții Fără de Argint, care sunt grozavi, dacă îi studiem și vedem câtă importanță are ca să fim alături de ei. Și când a văzut că cunosc și am gând bun, mi-a spus, vino cu mine. Și m-a luat, a mers, am urcat. Câteva ore am mers pe jos. Singur, nici acum nu știu să mă duc, să găsesc locul. Și era într-o peșteră, sub pământ era, intrai într-o cămeruță, era o ușă pusă. În dreapta era o magazie foarte mică, în stânga o cameră cu icoane, un pat fără saltea stătea pe două, trei scânduri, o sobiță mică și a făcut foc, era frig afară. Și când a făcut foc s-a încălzit instant. Și am stat de vorbă despre Sfinții Părinți, despre ortodoxie, despre multe lucruri care am simțit că a stat timpul în loc, a stat timpul în loc. După, când cred că am vorbit două, trei ore acolo și trebuia să plec, i-am zis, te rog frumos, trebuie să mă conduci, chiar nu știu să ajung înapoi. M-a condus și mă mai întâlnesc din când în când cu el. Ce mănâncă acolo, domnul Petrică? Cum stau totuși? Sunt fiare sălbatice în tărarăul ăsta. Ce vă povestesc? Ei, în timpul verii, sunt hribi. Sunt fructele de pădure, ierburile, toate plantele care sunt, le pregătesc și din astea se hrănesc. Dar unii din ei au ascultare care trebuie să coboare o dată la o săptămână la o mănăstire unde sunt, de acolo pleacă cu o ascultare trimiși. Unii din ei care pot sluji și se spovedesc între ei nu coboară, dar el cobora o dată la lună, asta era ascultarea lui. Și l-ați întrebat de ce nu l-atacă fiarele sălbatice, domnul Petrică? Mi-a spus că el se întâlnește cu urs, cu lup și niciodată nu i-a fost frică, cu rugăciune și nu l-au atacat, nu a avut probleme niciodată. Nu l-a atacat, n-au nici de frig. Spuneați că atunci când ați fost la Muntele Athos, unii dintre Sfinții Părinți de acolo v-au spus că Râul o să fie un centru spiritual unde vor fi foarte mulți pusnici, un fel de grădina Maicii Domnului? Se spune că Bucovina este grădina Maicii Domnului. Nu spun eu, că eu sunt bucovinean jet-beget. Părinți din Muntele Athos și din alte țări, se spune că aici va fi ceva. În momentul când se vor strica, vor intra femei, se spune în Athos, gândul tuturor este să migreze, să vină aici, să trăiască pe Rarău și Giumalău. Pentru că rugăciunea, pacea, liniștea de aici, punctul energetic, te duce aproape de Dumnezeu. Te simți mai aproape. Rugăciunea o faci cu alt spor. Despre icoana Făcătoare de Minuni de la Schit, ce-mi puteți spune, domnul Petrică? Eu când aud și mă documentez de un loc cu o icoană care e făcătoare, mă duc personal să văd. Am umblat, cred că, în multe locuri și multe țări, dar mai mare har, cum l-am simțit și îl simt aici, la icoana Făcătoare de Minuni de pe Rarău, nu am simțit nicăieri. Chiar și în Muntele Athos, unde sunt multe, multe icoane miraculoase, pot să vă spun că eu vara locuiesc aici. Cât este vacanță, în vacanța copiilor. Și merg zilnic la liturghie dimineața, o oră. Am văzut multe minuni. Oameni în deznădejde, oameni triști,
oameni cu probleme de suflet grave, trupești cu probleme, care li s-a spus de la spital că vor pleca la Domnul. Și mă întâlneam cu ei, după un an, mă întâlnesc după 3 luni, după 2 ani, în viață sănătoși. Și nu se mai desprinde acest loc. Spuneați dumneavoastră că aici vă odihniți, că dacă pierdeți o noapte, de exemplu, și dormiți aici, vă recuperați mult mai repede. Cum ați ajuns acolo? Eu mai am undeva în apropiere, într-un oraș apropiat, o afacere care, afacerea înseamnă că noaptea lucrez la evenimente. Și stau toată noaptea. Când eram la 20 de ani, 25 de ani, 26 de ani, recuperam foarte ușor o noapte. Dormeai câteva ore o noapte și erai bine. Acum nu mai este așa. Dacă unde locuiesc eu în Suceava, după un weekend lucrat nopțile, sau un weekend sau două weekenduri, îmi trebuie 2-3 zile să mă recupăr, să fiu din nou acela care trebuie să fiu. Dacă dorm aici câteva ore, 3 ore, 5 ore, simt putere cum aveam când aveam 16 ani, 19, 20 de ani, recuperarea este grozavă. Fac un duș cu această apă, înainte de somn, mă pun la somn, mă ridic, beau această apă de aici, duș din nou și sunt cum trebuie să fiu, pot lucra din nou seara. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru cei care n-au fost niciodată în Rarău, ce le-a spune? Nu neapărat să-i convingeți, că până la urmă nu este o chestiune de convingere, nu trebuie să convingeți pe nimeni să facă nimic, și vorbesc despre cei care pur și simplu nu știu cât de important este acest loc. Pentru cei care vin pe Rarău și își doresc, și vin mulți, și foarte multă lume vine, le recomand să vină pregătiți sufletește. Să lase păcatele jos, să lase gândurile rele în afara lor, să se spovedească, să se apropie de Dumnezeu și să vină aici și o să simtă ceva, o să simtă un spirit, o viață care nu cred vreodată că poate fi posibil, pe pământ. Dumneavoastră ieșiți, vă uitați așa în sus cum suntem noi, întindeți mâinile largi și spuneți în fiecare zi ce spuneți. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Atât spuneți. Și rugăciunea noastră, că rugăciunile lungi, câteodată poate ne fuge mintea așa, dar să vorbim cu Hristos noi. Doamne Iisus Hristos, uite, vezi ce e în sufletul meu? Uite câtă păcătoșenie, uite câte gânduri rele am, Doamne. Iartă-mă, ajută-mă să nu le mai am, să fug de ele. Este o rugăciune mare. Dar rugăciunea, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul, este așa de concentrată și puternică, care te ajută să avansezi spiritual grozav.